Bună seara, suntem la Viața Trăită Conștient și astăzi vorbim despre iertare. Atunci când vă întrebați ce este iertarea, care este primul lucru care vă vine în minte? Invitatul meu special din această seară, Gabriel Manolache, Life and Spiritual Coach, primul lucru care a venit în minte a fost că este calea către vindecarea inimii. Bună seara, Gabriel! Bună seara, Alexandru! Bună seara a tuturor telespectatorilor! Este o cale de vindecare iertarea? Da, este o cale de vindecare profundă. Nu doar a inimii, ci a întregii ființe. E cumva implicit a întregii ființe, pentru că inima este, din punct de vedere fiziologic, organul care susține funcționarea și viața corpului, prin faptul că pompează sângele în fiecare clip, dar mai ales din punct de vedere funcțional, din punct de vedere energetic, inima este principalul centru energetic al corpului, prin care ființa noastră, ceea ce numim ființa noastră, se exprimă în lume. De aceea vindecarea inimii este o vindecare profundă pe toate nivelurile ființei noastre. Și nu ne referim doar la inimă ca și organ fiziologic. Câte feluri de inimi avem, Gabriel? Cred că structura noastră comportamentală se schimbă de mai multe ori pe zi, în funcție de trăirile pe care le avem, în funcție de gândurile pe care le avem, și de aceea inima noastră trece prin diverse stări pe parcursul zilei. Putem spune că avem mai multe stări. Când spui inima noastră, este o metaforă sau este o realitate? Vorbesc metaforii, pentru că al mintei avem un singur centru energetic al inimii și o singură inimă ca și organ fiziologic. Centrul energetic dar al inimii, cu o varietate de stări care pot fi exprimate. Anahata, centrul energetic da. Recunoscut de tradițiile... În tradiția indiană, hindusă, vedică, da, este anahata. Prin ce este el diferit de ceilalți centri energetici? Există diferențe substanțiale între acești centri? Da. Vezi tu... Se spune că omul trăiește între cer și pământ și că el reprezintă îngemănarea acestor două tipuri de energie. Care se îmbină exact în centrul inimii, care este al patrulea centru, e ca un soare, ai trei deasupra, trei de sub și... Exact aici vreau să ajung. Această mandală, nu? Această îngemânare între cer și pământ. Da. Acolo se produce cumva fuziunea energiilor pământului cu energiile cerului, se spune. Și în momentul în care această fuziune se produce, noi manifestăm plenar spiritul. Nu doar senzații, gânduri despre gânduri, sentimente, pasiuni. Ce se întâmplă în centrul inimii atunci când nu iertăm? Se adună mai mult pământ sau mai mult cer? Sau n-are legătură? De fapt, atunci când nu iertăm, legătura cu cerul devine, dacă nu se întrerupe de tot, oricum se obturează. De asemenea, și legătura cu pământul are de suferit, fiind un centru care se află cumva pe linia mediană a ființei, în centrul ființei, ai spus că sunt trei centri energetici, principal deasupra și trei de desubt. În momentul în care nu iertăm, se dezechilibrează legătura noastră cu cerul, pentru că spiritul nu mai poate manifesta adevărata sa natură, cumva este afectată și legătura cu pământul. Și atunci
vom manifesta pe pământ neiertarea, atât față de ceilalți cât și față de noi, ceea ce va duce într-un final la anumite blocaje la nivelul celorlalți centri energetici, la nivelul meridianelor energetice, la nivelul punctelor de acupunctură, într-un final la nivelul organelor interne, la nivelul corpului fizic. Vom observa ceea ce numim noi boli. Dar acesta este procesul. O boală fizică este doar un efect. Un efect al unui cumul de acțiuni anterioare care au urmat probabil emoții anterioare, care au urmat gândurile ce le-au produs, stările pe care le-am avut. Și aceste gânduri, calitatea lor, calitatea atenției noastre care le folosește, le vehiculează, dau calitatea energiei care ajunge în corp cumva. Și de aici diferitele grade de sănătate, de vitalitate, de longevitate sau opusul lor. De aceea neiertarea este un obstacol important, un factor blocant important pe calea circulării energiilor și în drumul nostru de a obține sănătate, împlinire, longevitate, fericire, în ultimă instanță. Se spune că este foarte importantă acceptarea din perspectiva de a nu ne crampona de oameni, de lucruri, de situații. De a lăsa fluxul vieții să curgă prin noi și a nu-l bloca. Este neiertarea o formă de neacceptare? Desigur. Neiertarea vine dintr-o asociere pe care o facem noi cumva mental între o suferință pe care am avut-o la un moment dat și considerăm că a fost provocată poate de o ființă, nu neapărat, un eveniment. Se spune că unor problemele noastre au păr. Pur și simplu pe ploaie. Alteori suntem supărați pe iarnă. Suntem supărați pe căldura excesivă vară. Ei, asta produc mai degrabă disconfort, nu chiar supărare. Da, dar un disconfort de genul acesta manifestat la nivel verbal și nu numai verbal, ci și mental. Pur și simplu, nu-mi place că plouă, situația asta îmi dă o stare de disconfort fizic, dar e și o cumva o tensiune interioară, o tensiune mentală, creează o anumită categorie de semnale, care prin repetare creează un tipar. Iar acest tipar al neacceptării față de un fenomen natural neutru, cum este ploaia, sau față de un anotimp, cum este iarna, duce la un moment dat la neacceptarea de care vorbeam, din nou la blocaje energetice, din nou la un soi de a ne opune vieții. Adică viața vine într-un anumit mod spre noi, așa cum o poartă valurile cosmice, dar nouă nu ne place, noi ne dorim altfel, noi proiectăm dorințele noastre în legătură cu viața. Cum am vrea noi să arate viața? Ceea ce creează un conflict la nivelul ființei noastre. Și această neacceptare, într-adevăr, este o sursă a neiertării. Nu accept că ploaia îmi strică recoltele. Nu accept că vântul mi-a culcat recolta de grâu. Nu accept că celălalt a putut să se comporte în așa fel încât să-mi provoace un anumit grad de disconfort sau oarecare suferință. Și această neacceptare, de fapt, mă împiedică să iert. Întotdeauna iertarea trebuie să fie precedată de acceptare, dacă vorbim de calea minții cumva, în timp ce neiertarea vine din neacceptare. Neacceptare față de celălalt așa cum este el, față de viață așa cum vine ea spre mine, față de natură așa cum este ea organizată, față de univers, așa cum se manifestă el. Această neacceptare creează premizele neiertării. Există anumite domenii din viață în care oamenii sunt mai puțin dispuși să ierte? Au capacitate mai mică de iertare?
Și dacă da, de ce? Adică, nu știu, iert mai ușor o insultă decât o pagubă financiară produsă de cineva, sau iert mai ușor faptul că m-a părăsit o persoană apropiată decât că, nu știu, am suferit o retrogradare socială? Cred că modul în care fiecare dintre noi poate ierta ține de structura sa interioară, care este strict individualizată. Adică avem anumite sensibilități, totuși, anumite butoane, anumite infantilități, pentru că până la urmă cred că neiertarea este o formă de infantilism, sub un anumit aspect al vieții sau al ființei. Dacă numim infantilism lipsa de cunoaștere a vieții, a existenței, lipsa cunoașterii de sine, pentru că... În sensul că nu ești suficient de dezvoltat pe acea dimensiune, nu ești suficient de rafinat, nu ești suficient de evoluat. Nu e suficient și de reacționezi înțelept. Impulsiv, cumva instinctiv. Da. Putem avea diferențe de acceptare, implicit diferențe de în efortul. Majoritatea dintre noi facem un efort pentru a ierta. În efortul de a ierta, deci nu e deloc natural, în funcție de structura noastră interioară. Iar structura noastră interioară, spuneam că este strict individuală și ține de structura comportamentală și structura mentală individuală pe care o are fiecare. Ține, în esență, de atașamentele cele mai puternice pe care le avem. Uite, aș vrea să am observat că oamenii iartă cu atât mai greu cu cât au fost cumva răniți sau dezamăgiți de ființele de care au avut cel mai mare atașament. De aceea ne este cel mai greu să iertăm pe aceia care ne sunt la un moment dat cel mai aproape. Aceasta e una dintre observațiile pe care le-am făcut cel puțin în viața mea. Ne e foarte ușor să iertăm cu cât atașamentul față de lucrurile sau ființele respective este mai mic. Cu cât atașamentul este mai profund, cu cât dorința noastră este mai puternică, la fel cu cât proiecția noastră ca acel lucru, acea ființă sau acel fenomen să arate într-un anumit fel, cu atât suferința noastră este mai mare și cu cât suferința este mai mare și iertarea pare să vină ceva mai greu. Uite, o observație personală. Apropo de suferință și poate și de iertare sau neiertare. Am observat în ce mă privește că sub un anumit aspect al vieții mele, care este mai vulnerabil în ultima perioadă. Da. Principala problemă este faptul că nu aveam o rezervă, ceva, un aspect care să se interpună între o eventuală acțiune defavorabilă mie, care să vină ca o chestiune neplăcută. Deci, da. Este ca și cum, sub un anumit aspect al vieții noastre, oricare ar fi el, că este relațional, că este profesional, că este financiar, că este de sănătate. Hai să luăm de sănătate. Este ca și cum ai sta gol și n-ai avea nicio haină și orice agent exterior te impactează și îți produce o suferință foarte simplu, neavând nimic care să fie un filtru sau o protecție. Cred că noi, oamenii, cei mai mulți dintre noi, nu reușim să avem un surplus energetic. Și când spun asta, mă refer într-un sens foarte larg. Da. Pe aspectele vieții noastre, astfel încât când vine ceva să ne afecteze, să ne mănânce din această energie, să nu mănânce dintr-o chestie vitală, să mănânce dintr-o chestie de unde avem de dat. Ce vreau să spun cu treaba asta este că foarte puțini oameni au o practică interioară, un stil de viață care să le permită
să aibă rezerve pe multe aspecte ale vieții lor și orice s-ar întâmpla să fie în control și să nu fie foarte afectați. Dacă ești de acolo din spate, mai ușor poți să fii detașat, poți fi în acceptare, poți să iei o anumită pierdere care nu-ți produce o suferință directă. E ceva care amortizează, e ca un airbag, dacă vrei. Este esențial să fim încărcați cu energie în modul în care spui tu în fața vieții, nu doar în fața evenimentelor care par cumva dureroase, neplăcute, neamiabile, nedezirabile, ci în fața vieții în general, să fim încărcați de energie, să avem vitalitate, altfel suntem tot timpul plăștiți, somnolenți, într-o stare mentală confuză, de aceea e de dorit să avem o stare energetică robustă, de prea plin. Pentru aceasta însă sunt foarte multe lucruri de făcut. În primul rând ar trebui să limităm scurgerile de energie, pierderile de energie. Înainte de a aduce energie, ar fi necesar să învățăm să conservăm energia pe care deja o avem. De fapt, este primul pas în calea către sănătate și ceea ce mulți adesea uită este și primul pas în calea căutării de sine. Este primul pas pe calea spirituală, mai exact. Cu alte cuvinte, să tăiem din consumatori. Exact. Și principalii noștri consumatori sunt aceste neiertări. Da, neiertarea este un mare consumator. Din punct de vedere emoțional, mental, din punct de vedere al câmpului energetic al inimii. Este ca și cum ne-am fi o baterie și ținem farurile deschise aiurea. Da. Și schimbăm bateria la interval de 3 luni pentru că s-a descărcat. Dar nu e necesar să schimbăm bateria la 3 luni, deci nu e necesar să schimbăm corpul la 60 de ani, la 70 de ani, dacă avem grijă, în primul rând, să conservăm energia pe care deja o avem, să limităm scurgele și atunci probabil va fi suficient să schimbăm corpul, poate la 100 de ani, la 110 ani, la 120 de ani, poate chiar și mai mult. Primul pas către sănătate este conservarea energiei, ce înseamnă eliminarea pierderilor. Iar ceea ce ai spus mai devreme de oarecare suferință sau durere în fața vieții, cum ar fi corpul gol, să zicem, expus la soare, aici e vorba de mai multă înțelegere. Avem nevoie, în primul rând, să înțelegem că faptul că am stat la soare și am primit arsuri sau am obținut arsuri solare pentru că am adormit cumva dezbrăcați pe plajă. Fără să folosim o soluție de protecție. Nu e necesară. Soluția de protecție pentru ce? Pentru uitare? Protecția este conștiința ta. Protecția este echilibrul tău în a te expune soarelui. Protecția este armonia în care tu te afli cu legile naturii. Și atunci știi că trebuie să stai la soare astfel încât să nu ai nici exces care să transforme în arsuri, nici deficit care să transforme eventual în depresie și chiar boli, pentru că absența soarelui nu e deloc benefică sănătății. Nu crema solară înlocuiește prezența noastră conștientă în viață, în cazul de față pe plajă. Nu am nevoie de cremă să fiu conștient. Ba dimpotrivă, crema mă susține să fiu inconștient. Calea este fără creme, fără ajutoare exterioare, totul în interior. Am tot ce trebuie în interiorul meu. Știu și simt când trebuie să întrerup expunerea la plajă pentru a nu dobândi arsuri. Nu trebuie decât să fiu prezent. Unde? În viața mea. Să nu-mi expun corpul pe o plajă, uitat acolo, îi dau și cu o cremă, sperând să nu se ardă și după o vreme mi-aduc aminte de el și îl iau și sper ca acea cremă să-și făcut treaba bine. Cine a fost în absența mea cu corpul? Sunt iertări care... Te rog. Scuze. Sunt iertări care traversează decenii. Sunt iertări care traversează și secole, dacă o luăm așa la scara umanității și la anumite situații care s-au întâmplat între popoare și așa mai departe. Dar în familii, în situațiile noastre personale, sunt neiertări între părinți și copii, între frați, între iubiți, care traversează decenii. De ce rezistă atât de mult o neiertare? Traversează, cum bine ai spus, chiar și vieții. Unii nu iartă toată viața. Și, cum am precizat ceva mai devreme, majoritatea neiertărilor se petrec în familie.
tocmai pe aceea alături de care ne petrecem cea mai mare parte a timpului acestei vieți, tocmai pe ei ne este cel mai dificil să iertăm. Am cunoscut chiar câteva luni de zile în urmă un bărbat care spunea că nu-și poate ierta tatăl. Trecuseră deja poate 20 și ceva de ani, deci peste două decenii de când se petrecuseră anumite evenimente pe care el îi le reproșa acestuia. Acum se apropia și el de 50 de ani, dacă chiar pe acolo era. Aproape 3 decenii sau poate peste 3 decenii. Și cu toate astea susținea că nu o să-l ierte toată viața. În fața unei asemenea declarații a fost inutil să menționez ceva legat de iertare, pentru că era foarte încordat în a susține această afirmație, încordare care cumva deja se tradusese și în numeroasele fire de păr alb și în expresia feței, pentru că fața este oglinda inimii și a minții, cumva. Și de aceea unii oameni îmbătrânesc frumos, se spune, și alții, chiar dacă sunt bătrâni, au o anumită atractivitate în chipul lor, pentru că sunt destini și senini. Această seninătate a chipului, indiferent de vârstă, are mare legătură cu iertarea. E bine, acel om nu părea pregătit, cel puțin în această etapă a vieții, să-și ierte tatăl. În ciuda semnelor evidente, de care însă nu avea cunoștință. Lucrurile acestea se petrec și dacă tu le accepti și dacă nu le accepti, și dacă le știi și dacă nu le știi, și dacă îți plac și dacă nu îți plac. Semnele asupra corpului erau, dar nu era dispus să ierte. De ce oare? Ce fibre? Pentru că acolo era o suferință foarte puternică. Era o suferință foarte, foarte puternică, că la un moment dat el a avut impresia că tatăl său l-a pus pe fratele său, pentru că avea un frate, pe primul loc și nu doar o dată, poate în mod repetat, ceea ce pentru el a adus neiertarea. Ne întoarcem la... Nu neapărat acea tipologie, dar să zicem, poate era un oarecare sindrom acolo. În familie e cel mai greu să iertăm, pentru că suferința care vine din partea celor apropiați e cea mai mare. Suntem mai vulnerabili față de cei din familie? Este propria noastră vulnerabilitate față de mintea noastră. Nu e vulnerabilitate față de cei din familie. Noi pur și simplu nu înțelegem că cei din familie au dreptul să fie așa cum sunt, nu așa cum ne-am dorit noi să fie. Practic, noi proiectăm asupra lor dorințele noastre și încercăm să înghesuim pe aceste antiparele noastre, în aceste proiecții. Nu doar dorințe, ci și așteptări și chiar pretenții. Sigur că da. Suferința tocmai de acolo apare, din diferența dintre așteptările noastre și realitate. Acea suferință, probabil, nu o vom ierta niciodată. Așa se petrecuse cu bărbatul din exemplul de mai devreme. Îmi spunea cineva, dar nu datorăm nimănui nimic și nimeni nu ne datorează nimic. Sigur. Dar câți trăiesc în această realitate? Este foarte valabil. Celălalt nu are practic, nimeni nu are obligația să gândească așa cum gândim noi, să trăiască așa cum trăim noi. Altfel, lumea ar fi plină de noi. Dacă tata ar trăi ca mine, ar gândi ca mine, ar vorbi ca mine, s-ar purta cum vreau eu, aș fi eu. Dacă tu te-ai gândit cum gândesc eu, dacă tu ai acționat cum acționez eu, dacă tu ai face totul cum fac eu, ai fi eu. Lumea este plină de eu, Gabriel. Atunci când mi se întâmplă ceva nașpa, am început să-mi creez reflexul, să mă gândesc cu cine sau în ce aspect al vieții mele manifest eu acel tip de comportament, că nu degeaba mi-l trimite viața înapoi printr-o oglindă și în loc să mă supăr pe omul ăla sau să dezvolt o reacție de conflict, să încerc să mă uit la sursă. O bună reflexie. Ori de câte ori ceva nu-mi place, mă uit la mine. De ce oare sunt pus eu în această situație? Întotdeauna există o cauză. Nimic nu se petrece în mod întâmplător. Nimic. Nu are cum. Este exclus. De aceea, întotdeauna când experimentăm ceva, chiar și plăcut, chiar și agreabil, nu dezagreabil, e bine să ne întrebăm de ce. De ce se petrece acel lucru?
De ce sunt pus eu în fața acelei experiențe? De ce sunt? Ce anume? Din trecutul meu, e sigur ceva în trecutul meu care mă silește cumva să experimentez acea realitate. Eu sunt în acea realitate și eu am venit pe un drum în acea realitate. N-am fost parașutat în acea realitate, n-am aterizat în acea realitate. Nu m-am teleportat în acea realitate care e independentă de mine. Nu, eu am venit pe un anumit drum în acea realitate pe care am purtat-o cu mine și acum am materializat-o. Am proiectat-o în fața mea ca viitor și acum mă întâlnesc cu ea. Întotdeauna e bine să ne întrebăm cum am ajuns aici, indiferent unde suntem. Cum am ajuns eu aici? Ce m-a adus pe mine aici? Care sunt cauzele care m-au adus aici? Și dacă aici e dezagreabil, trebuie să umblu la cauze. Dacă aici e agreabil și e folositor pentru mine, pentru creșterea mea, atunci susțin acele cauze, nu le înlătur. Hai să trecem la niște lucruri mai practice legate de iertare. Ce schimbă iertarea și cum iertăm? Există niște tehnici de iertare? Cred că trebuie să mergem puțin mai în profunzime de tehnici, pentru că tehnicile sunt o mulțime de tehnici de iertare. Dar dacă rămân la suprafață și facem niște simple afirmații, iertarea e doar mentală. Ori iertarea nu este o acțiune a minții, nu e un act mental, e o trăire a inimii. E mai mult decât o emoție. E o trăire, o experiență de viață a unei inimi complet deschise către cel care acționează altfel decât mă așteptam eu. E o eliberare? E a dat drumul cuiva din viața ta? Ca efect, da. Ca efect, da, are acest efect. Iertarea te eliberează pe tine și te eliberează și pe celălalt. În momentul în care ierți, pur și simplu te simți ca și când ai lăsat un bagaj jos. Un bagaj greu, un rucsac greu pe care l-ai cărat. Cei care au experimentat în viața lor iertarea știu acest lucru. Știu că în momentul în care pur și simplu ai iertat, dar nu mental, gata, te-am iertat. Te-am iertat. Dar parcă să nu mai repeți. Să nu mai faci ceea ce ai făcut. Dacă repeți, îmi revine neiertare. Aceea nu e iertare. Aceea e o declarație despre iertare. Acelea sunt gânduri despre iertare care rămân cumva la un nivel superficial al minții. Iertarea vine din inimă. Implică neapărat inima, chiar dacă la început nu vine din inimă și pleacă din minte cumva. Dar trebuie să ajungă să se manifeste la nivelul inimii ca o deschidere totală față de ceea ce este celălalt. Și atunci, da, ne eliberăm de neiertarea pe care am fi purtat-o cu noi. Să ne imaginăm următorul lucru. Dacă nu iert pe cineva, în momentul în care mi-aduc aminte de acel cineva, îmi răsar anumite gânduri și implicit anumite trăiri. Acele gânduri și acele trăiri specifice îmi vor dicta anumite acțiuni. Nu-i așa? Poate mă întâlnesc cu acea persoană pe stradă și voi simți o strângere de inimă. Voi simți să trec pe partea cealaltă. Poate mă întâlnesc la o recepție sau la întâlnire de familie cu acea persoană și atunci refuz invitația sau aleg să mă mut la altă masă. Nu înseamnă acest lucru că eu de fapt nu sunt liber. Nu sunt liber să merg pe ce parte a străzii vreau. Nu sunt liber să merg la orice recepție sau orice reuniune de familie vreau. Nu sunt liber să stau la masa sau lângă cine vreau. Ci eu trebuie să-mi aleg aceste lucruri, practic să-mi aleg acțiunile din viață, într-un final să-mi aleg efectele și experiențele pe care le-am în viață în funcție de persoana pe care n-am iertat-o. Imaginează ce se întâmplă când sunt mai multe persoane pe care nu le iertăm. Practic, noi nu suntem liberi să ne stabilim experiențele pe care le vom avea în viitor în viață, ci cumva, prin neiertarea noastră, cel pe care nu l-am iertat, de fapt nu e el, suntem noi în spate, ne dictează viața, ceea ce vom experimenta în viață. Pentru că vom merge acolo unde nu este el, vom sta pe partea cealaltă a mesei, vom evita. Și atunci viața mea se desfășoară diferit decât s-ar fi desfășurat dacă am fi iertat. Pe de altă parte, mă eliberez de cauzele bolilor, pentru că neiertarea afectează cumva prin neacceptare, prin emoțiile negative păstrate față de ceilalți, ne afectează în primul rând inima. Inima noastră ca organ fizic este susținută de anumite activități, de anumite structuri comportamentale pe care le avem.
Dacă suntem deschiși, dacă manifestăm entuziasm, dacă manifestăm bunătate, dacă manifestăm blândețe, toate acestea susțin sănătatea inimii. Dacă însă manifestăm închidere față de viață, neacceptare, neiertare, oarecare invidie sau dușmănie sau ceea ce se numește ranchiună, inima noastră va avea treptat de suferit. Pentru că la nivelul centrului energetic care susține organul inimă vor apărea anumite blocaje și energia pe care aceasta o primește de la cer și de la pământ nu mai ajunge curată. Nu mai adevărata energia cerului și a pământului, ci ajunge filtrată prin emoțiile și gândurile noastre negative despre cel pe care sau aceea pe care nu i-am iertat. Și atunci aceste impurități vor duce în timp la anumite blocaje energetice și în final la anumite suferințe ale inimii. Spuneam că acest lucru este foarte evident pe față. Pentru că fața este oglinda inimii și a minții în același timp. E adevărat că un om care manifestă mânie în mintea sa, care devine mânios, devine agitat, manifestă pe față aceste gânduri și aceste stări mentale. E de asemenea te adevărat la, că un om care... La cum se vede pe față? La chipul de moment, din emoție, sau te referi la felul în care poate se impregnează pe la față ambele, ca fizionomie? Poate că pe moment putem să mimăm o stare de armonie sau de liniște, chiar dacă în interior suntem furioși. Dar corpul nostru energetic știe, nu-l putem păcăli. Noi nu putem evita, păcăli, eluda legile Universului, legile naturale după care ai construit cosmosul, pământul și chiar și acest corp. Corpul nostru energetic știe că gândim mânie, dar afișăm o față zâmbitoare. Asta mai mult decât anumite suferințe la nivelul organelor interne o să creeze și un conflict interior care mărește și mai tare efectul. E deloc benefic să facem acest conflict, să practic încălcăm și legile etice. Și pe fața mea ce se vede, Gabriel? De obicei, fața acumulează treptat, treptat stările omului. Pe fața ta, când am venit eu, se vedea o zi destul de lungă. E și firesc, e ora 22, trecut de orele 22 și probabil ai început emisiunile de dimineață. Și acum ce se vede? Ai zis când am venit. Acum se vede că e 22 jumate? Acum se vede că o astfel de interacțiune ți-a adus împlinire, ți-a adus entuziasm, ți-a adus interes, ceea ce ți-a adus mai multă energie la nivelul inimii, de unde se răspândește în întregul corp și în întreaga minte. De aceea și chipul tău radiază puțin diferit. Probabil de aceea oamenii ar fi benefic nu să facă ceea ce le place, că asta ar însemna să susțină anumite vicii pe care le au la un moment dat. Dar ar fi foarte benefic ca oamenii să facă ceea ce îi împlinește. Să nu ne întrebăm ceea ce ne place, că ceea ce ne place este în acord cu ceea ce avem noi în minte la un moment dat. Și poate ne este dăunător. Să știi că să încă ne întrebăm ce ne împlinește. Nu ar fi rău nici să mergem pe ce ne place, Gabriel, dar de multe ori mergem pe ce credem că avem nevoie, pe ce credem că ne lipsește. Adică partea asta cu plăcerea și dorința încă mi se pare că ar fi un nivel superior. Majoritatea dintre noi suntem la nivelul de deficit, de nevoie, de lipsă, de suferință. Deja plăcerea e etajul 1. Eu cred că avem deja prea multe nevoi, prea multe plăceri, prea multe dorințe, prea mult eu, prea multe obsesii și de aceea nu mai știm ce ne împlinește. Din prea multe dorințe devenim confuzi. În atâtea dorințe și atâtea proiecții ne pierdem cumva contactul cu ființa noastră lăuntrică. Nu mai suntem capabili să știm ce ne împlinește, nu ce ne aduce plăcere. Plăcere știm foarte bine ce ne aduce. Plăcere ne aduce un weekend prelungit, plăcere ne aduce o vacanță interminabilă, plăcere ne aduce probabil o navetă de bere, plăcere ne aduce grătarul de la sfârșit de săptămână sau de seara, din fiecare seară, plăcere ne aduce o mulțime de lucruri, dar sunt acestea benefice? Sunt acestea împlinitoare din punct de vedere sufletesc? Când mă refer la împlinirea inimii, mă refer cumva la componenta sufletească, să-i spunem așa. Simțim împlinire
nu satisfacția simțurilor, nu împlinirea simțurilor când am băut o bere sau două sau trei sau un pahar de vin, când am mâncat o friptură, nu știu de care, mai deosebită sau mai scumpă sau mai rară. Nu, acelea sunt plăceri. E vorba de satisfacția simțurilor acolo. Întrebarea era, mă împlinește sufletește? E puțin mai profund de atât. Dar noi nu mai ajungem la această profunzime tocmai datorită prea multor idei despre cum ar trebui să fie realitatea, prea multor dorințe, prea multor proiecții în viitor și ajungem să ne dorim case din un anumit fel, mașini din un anumit fel, haine din un anumit fel, vacanțe din un anumit fel, parteneri de viață din un anumit fel, interacțiuni din un anumit fel. Hai să dăm un test de sinceritate, Gabriel. Care a fost, o să răspund și o reciprocitate dacă voi, trebuie să mă gândesc, care a fost cel mai greu lucru pe care a trebuit să-l iei sau pe care ai fost în situația să-l ierți? Ai lucruri pe care nu le-ai iertat? Ai neiertări importante? Adică nu de iert, mă refer la lucruri semnificative. Mă scrutez permanent dacă am neiertare știind că aceasta este una dintre cauzele principale ale sănătății, iertarea, respectiv neiertarea ale suferinței. Mi-a fost greu să înțeleg și să iert la un moment dat o relație pe care am avut-o în viața mea, o relație de tip yin-yang, deci cu o parteneră de viață. O relație romantică, dar să am spune. Iertat-o. Da, romantică, tocmai de aceea mi-a adus și suferință. Și de asemenea mi-a fost greu, poate ceva mai greu de atât, chiar ceva mai greu de atât, mi-a fost să iert pe cineva din familie. Nu cu foarte mult timp în urmă. Spuneam tocmai datorită atașamentului. Pentru că eu proiectasem asupra ei un anumit comportament pe care credeam că trebuie să-l aibă în situația în care eu trec printr-o anumită suferință. Și când acea persoană din familia mea n-a avut acel comportament, suferința mea a crescut. De aici a apărut neiertare. Și a durat câțiva ani. Poate spre 3 ani. Răstimp în care nu m-am simțit foarte bine. Răstimp în care mi-a apărut adesea în gânduri. Răstimp în care interacțiunile mele în cadrul familiei de sânge din care fac parte prin naștere au fost cumva afectate. Răstimp în care presiunea neiertării a crescut atât încât la un moment dat am zis, nu mai pot, vreau să las rucsacul jos, nu contează ce a făcut sau ce n-a făcut celălalt, nu contează nici ce n-a făcut sau ce a făcut celălalt după aceea, până în clipa de față, contează doar că în acest mod îmi măresc suferința, îmi fac rău singur și vreau să las acest rucsac al neiertării jos, să-l abandonez. Deci a fost și o decizie. Să uit că l-am avut vreodată. Iertarea este în primul rând o decizie. Am vorbit în emisiunea trecută despre iertarea de la nivelul inimii. Este calea cea mai eficientă și cea mai scurtă, dar nu este foarte disponibilă tuturor oamenilor. Noi trăim într-o civilizație în care cultura ne îndeamnă tocmai să ne comparăm cu ceilalți, să proiectăm, să avem dorințe, să facem planuri cu pași specifici pentru atingerea scopurilor. Asta ne închide cumva inima față de ceilalți, ne închide cumva inima față de cum vine viața la noi. Și ajungem să avem suferință după suferință și neiertare după neiertare. Datorită inimii care nu-i foarte activă, vorbesc de centru energetic al inimii care nu este foarte activ, această cale nu ne este la îndemână. Această cale e la îndemână copiilor mici. Iartă imediat ce disconfortul a trecut. Iartă imediat ce problema a trecut. Nici măcar nu-i nevoie să ierte, pentru că a trecut problema, gata. Ei n-au nimic cu cel care au creat-o. A creat-o, dar acum a îndepărtat-o. N-au cum să aibă, nici măcar nu există iertarea, pentru că n-a existat neiertare. Dar noi nu mai putem fi la acel nivel din cauza unei minți excesiv de activate. Și atunci calea este cumva pleacă din minte, dar e tot o cale inimii în final. Pentru că plecăm din minte, înțelegem că avem suferință, cultivăm în mintea noastră toleranța față de celălalt. Îi dăm cumva dreptul să se poarte așa cum a ales el să se poarte, în conformitate cu căutarea proprie a fericirii. Pentru că, în mod evident, s-a purtat cum s-a purtat, pentru că și-a căutat propria fericire. E clar că tot ceea ce facem, facem pentru a ne atinge fericirea. Și de ce? Celălalt care poate ne-a produs o suferință, n-are dreptul să facă asta? Hai să-l lăsăm să o facă.
și să alegem să fim toleranți cu el. În momentul în care suntem toleranți, avem răbdare. În momentul în care avem toleranță și răbdare, avem acceptare. Și când avem toleranță, răbdare și acceptare față de celălalt, apare necesitatea să lăsăm rucsacul jos. Apare iertare. Și astfel pleacă din minte cumva, înțelegând că celălalt e la fel ca noi, că și noi poate la rândul nostru l-am rănit sau pe alții, dacă nu pe el, conștient sau inconștient. Pleacă deci această iertare cumva din minte, dar ajunge în inimă. Și în momentul în care accept și iert, e deja o trăire a inimii completă, profundă, de deschidere totală. Și atunci nu mai există, exact ca la copiii mici, nu mai există ce-a fost. Pur și simplu. Relația e într-un punct zero. E ca dinainte de a apărea incidentul care a produs neiertarea. Și vreau să-ți spun, pentru că mi-ai provocat această mărturisire, că efectul pe care l-am experimentat este colosal. Am făcut această iertare printr-o tehnică meditativă într-o seară. Fără ca persoana să fie de față. Persoana din familia mea să fie de față, să știe ceea ce am hotărât, să știe ceea ce eu simt, pentru că deja simțeam să iert. Nu doar gândeam, gândisem anterior, dar a fost nevoie de gândire susținută poate pe parcursul a câteva luni, dacă nu chiar 2 ani, ca să ajung să simt în inimă că gata, a venit iertare. După toleranță, răbdare și acceptare. În momentul în care am făcut tehnica meditativă de iertare, după acele câteva zeci de minute de meditație, când m-am ridicat de pe pernuța de meditație, deși era noapte, mă simțeam ca dimineața după un somn bun. Acesta este efectul iertării. Pur și simplu eram complet revitalizat, energizat, cu mintea limpede. Chiar mi-aduc aminte că n-am putut să adorm foarte, foarte ușor, foarte repede. A trecut ceva vreme, pentru că eram foarte plin de energie. Acesta e efectul iertării. Poți puncta puțin asupra pașii mea prin care ai trecut în această tehnică meditativă? Adică aș le putem da un... Pot puncta după ce aceea. Aș vrea să spun că efectul nu-i doar asupra celui care iartă. Este și asupra celuilalt. Deși nu vorbisem cu persoana respectivă de ceva vreme, în mai puțin de 24 de ore, a doua zi după meditația din seara respectivă, după prânz, m-a sunat. Și am vorbit peste o oră jumătate la telefon, cum n-am mai vorbit din copilărie. Persoana respectivă n-a știut ce am făcut eu, n-a știut că pur și simplu mi-am deschis inima și am iertat-o. M-am eliberat eu și astfel am eliberat-o pe ea. Iertarea mea, eliberarea mea a ajuns în câmpul ei și ea s-a purtat în consecință, fără să știe la nivel mental, verbal acest lucru. Bineînțeles, știa la nivelul mentalului cosmic, pentru că de acolo cumva mințile noastre sunt unite. Dar iată unirea câmpurilor, care mai ales în familie, este foarte important. Iertarea în cadrul familiei nu e deloc benefică nici sănătății, nici experiențelor viitoare de viață, nici duratei vieții, nici experiențelor spirituale. Și de atunci, nu doar atunci, de atunci avem o relație complet schimbată, suntem din nou ca în copilărie. Nu s-a petrecut nimic, dar iertarea așa trebuie să se producă. Nu mai ții minte ceva, pur și simplu, nu mai există nimic, nimic anterior. Te rog, treci prin pașii de meditație să lăsăm oamenilor ceva util. Există foarte multe proceduri meditative de iertare. Există chiar și afirmații pentru iertare. Nu, aș vrea tehnica ta meditativă prin care ai obținut acest rezultat, dacă se poate. Sigur că și telespectatorii nu știu și-ar dori. Există doar o tehnică anume, pentru că de obicei tehnica se adaptează în funcție de cel care iartă. Am înțeles. De nivelul său. De aceea pașii anume, există într-adevăr o succesiune de pași, există, dar ei se pun
într-o anumită ordine și se merge pas cu pas până acolo unde iertarea cu adevărat se produce. Eu pot să dau acum câțiva pași pe care oamenii să-i practice, telespectatorii noștri să-i practice, dar e bine ca acest lucru să se petreacă într-un cadru organizat cu cineva care a mai practicat asta, ca să știe dacă iertarea nu s-a produs, să nu-l lase să iasă din meditație, să continue procedura. Ok. De aceea aș putea da așa câteva detalii. Este foarte important să avem o stare, ceea ce numim stare meditativă, o stare de liniște. Nu e suficient să spun din starea de veghe obișnuită, din starea de agitație zilnică, te-am iertat. Mă întâlnesc cu tine undeva la bărulețul din colțul instituției. Bem o bere și... Hai mă că te iert, vină încoacă, te iert, hai să bem o bere. Nu e iertarea din inima asta. E iertarea din minte, pentru că iertarea din inimă și din planurile noastre subtile, energetice și din planul subconștientului se producă, trebuie să avem subconștientul deschis. Subconștientul se deschide și în timpul somnului, dar în timpul somnului nu avem control. De aceea avem cumva lipsa controlului în vise. Și atunci putem deschide subconștientul prin stări relativ medii sau avansate de meditație. E necesar să avem o astfel de stare când se produce iertarea. Altfel, doar purele declarații sau purele afirmații făcute fie și în fața unui altar, dar din starea de veghe, fără ca straturile de profunzime ale conștiinței să fie activate cu adevărat, nu au efect cu adevărat asupra iertării. Deci pasul 1 e să intri într-o stare meditativă. Acesta e un pas pe care chiar toată lumea este necesar să îl practice când dorește să ierte. Dacă nu știe să mediteze, cel puțin să se liniștească. Să aibă o minte liniștită, pentru că sunt oameni care nu știu să mediteze. Sunt alții care pur și simplu au o stare fără de gânduri și n-au nevoie să mediteze. Am întâlnit și un astfel de om. Chiar doi. Și atunci ei, având mintea liniștită, atenția lor nu pleacă după diverse gânduri, pot face din această stare actul iertării. Dar primul pas absolut necesar peste care nu se sare este o astfel de stare de deschidere. E o altă stare de funcționare a creierului. Și nu numai a creierului, a întregii noastre ființe energetice. Avem o vulnerabilitate mai mare față de persoanele din familie sau foarte apropiate și asta ne produce niște răni mai profunde? Suntem mai cu garda jos? Nu suntem cu garda jos. Suntem plini de atașamente și de așteptări, plini de dorințe legate de cei din familie. Nu e evident că am mai multe dorințe legate de partenerul meu de viață decât de o oarecare doamnă dintr-un oraș de pe un alt continent? Deci cu cât oamenii cu care interacționez sunt mai apropiați din punct de vedere al frecvenței interacțiunii, din punct de vedere al familiei mele de sânge, cu atât cumva atașamentele noastre față de ei și proiecția așteptărilor noastre despre cum ar trebui ei să se poarte în raport, mai ales cu noi, e mai mare. Din această măreție a proiecțiilor și a așteptărilor și a atașamentelor noastre răsare gradul de suferință și de aici dificultatea neiertării, nu din altceva. Pentru că dacă avem fie și o rudă care e puțin mai îndepărtată, nu avem relații directe cu ea, dar ne face același lucru pe care ni l-a făcut și cel cu care trăim în casă, se întâmplă adesea. Se întâmplă adesea să mergem pe stradă, să ne spună cineva cuvinte care nu ne afectează foarte tare. Ajungi acasă, deschidem ușa și auzim acele cuvinte din gura partenerului nostru de viață. E adevărat că vor rezona cumva diferit în interiorul nostru. E adevărat că vom fi poate chiar răniți de ele, ceea ce nu s-a întâmplat când le-am auzit pe stradă? De ce? La această întrebare vom răspunde în ediția viitoare, Gabriel, pentru că am depășit cu mult pragul emisiunii noastre din această seară. Îți mulțumesc foarte mult pentru participare. Și eu îți mulțumesc pentru invitație, mulțumim pentru atenție. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori. Aceasta a fost Viața Trăită Conștient, chiar și la orele 23 fără câteva minute. Vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de programele Canal 33. Ne revedem cu Gabriel miercuri viitoare de la orele 22.